să se uită câte un gurial, domnule, că da, da, da. Nu ne-a mai trezit la Revelion, că la Revelion nu ne mai trezit. Mă bucur foarte mult. Unde face Revelion asta? Anul ăsta. Nu la Himalaya? Tot la Himalaya, dar o să vedem acum. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Mi-a dat o fiul de lungiat. Da, va compre. Să iați bănică de ăsta de la Tărzunțe. M-a rugat atunci. Păi contează dumneavoastră. Cristi Barna, poartă același nume, nu sunt în aceeași zi și da, el va gira pentru da. Dar ne-am la domnul președintele filialei Târgu. Cristi Barna. Da, anul diferit. Da, trei ani diferență. Deci patru, nu, șapte. Da, eu 72. 72. Important tinerii să meargă. Și de la 50 de ani n-au ce să caute în comun. Citiți programul lui Dan Kincur, toate lucrurile astea. Eu cred că și știu că am discutat cu domnul, să țineți. Domnul Barna. Vă rog. Atras la guvernare, domnule. Le forțăm și astăzi. Asta e singura noastră variantă. Asta am discutat dimineață cu președintele, tocmai l-am numit acum pe Orban. Păi și dacă îl schimbă, poate nu numește și nu se poate face la o nouă schimbare. Hai să vedem acum ce se întâmplă în Parlament, noi am pus un foarte sigur că PSD în două tururi. Da. Să punem fără penal. Azi nu trebuia să fiți la Iohannis? Poftia? Nu trebuia să fiți dimineața. La Iohannis. A fost dimineața, la azi jumătate cu președintele. Asta, mi-a zis că o să-l numească pe Orban, l-a numit acum la 5, da. Acum 5 minute. I-am zis că miza e anticipatele, pentru că dacă nu o să fie un guvern bine. Absolut la mișto, adică cu majoritatea asta din Parlament, PSD-ul o să respingă toate alea și avem experiența USL, nu? Da, avem experiența USL și avem experiența de nu știu câte ori PSD-ul a guvernat 3 ani, a jefuit tot. S-a mai încercat venit următorii și tăia pensiile speciale. Da, da. E una dintre prioritățile. Până la data startup apne și merge pentru tineri. O întrebare. Mi s-a făcut? Dăm pensiile noastre astea speciale, de ale tale, mă. Ne pare o trebuie să facem continuare, mă așteptăm la comunești alături de noi. Domnul Bar. Haideți, vă rog. Gata. Yeah.